Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și după o perioadă în care am lipsit, mă reîntorc la dumneavoastră pentru a face un nou tutorial pentru această găinușă pe care o putem folosi în a decora lucrările noastre pentru masa de Paște. Dacă dorim, poate fi folosit chiar și ca cu un cartonaș în față, în momentul în care avem oaspeți, în locul fiecăruia putem pune această mică găinușă ca un cadou surpriză în interiorul ei, dacă dorim, înainte de a-l închide, sau oricum putem introduce un ou dintre acela de scârț, de polistirol. După cum vedeți, este foarte, foarte frumușică, este micuță, foarte ușor de realizat. Pentru a realiza această găinușă în punctul puf, căci așa se numește acest punct, eu am folosit firul Bravo de culoare albă, culoare portocalie și culoare roșie. Toate aceste, pentru aceste fire, am lucrat cu croșetul numărul 3 și jumătate, sper că se vede. Apoi vom avea nevoie de ochișorii pentru găinușă. Eu am ales să pun ochișorii simpli, fără acel șurub de siguranță. Dumneavoastră, dacă doriți să le regalați, să le faceți cadou unui copil, aveți mare grijă și puneți ochișorii cu siguranță. Apoi vom avea nevoie de uleiul lichid. Voi avea nevoie eu pentru a lipi ochișorii. Vom avea nevoie de foarfece și de un ac cu gaura foarte, foarte mare, un ac cu care se coase lână de obicei. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem lucrul nostru și vom începe prin a face în cercul magic un număr de 20. Dar mai încep de la început, mai întâi și mai întâi formăm cercul magic și vom face un ochi de lanț. Să reușesc să-l scot, așa, un ochi de lanț. Și apoi vă voi explica. Apoi vom lucra alte 3 ochiuri de lanț, deci vom avea un număr de 4. Așa, aceste 4 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Acum vom lua de 2 ori firul pe croșet și vom lucra un alt picioruș. Din nou vom lua firul de 2 ori pe croșet și vom lucra al treilea picioruș. În felul acesta vom lucra un număr de 20 de piciorușe duble înalte. Pentru că am început, am uitat să specific, cu a lucra capul găinușei. Deci am realizat deja 4. Al 5-lea. Și vom continua astfel până când vom avea un număr de 20 de piciorușe duble înalte. Așa. Vă rog foarte mult să nu greșiți numărul, pentru că
este important, mai ales că vom avea nevoie de două astfel de părți. Deci vom continua și ne vom întâlni la capătul rândului, când vom termina de lucrat aceste 20 de piciorușe duble înalte. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat 20 de piciorușe duble înalte, am strâns cercul magic și vom închide aici în al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Așa cum vă spuneam, avem nevoie de două părți identice, pentru că le vom uni între ele și astfel vom forma căpușorul găinușei. Acum le voi pune alături, una lângă cealaltă, și voi începe să le unesc între ele, având grijă să prind amândouă părți. Le voi uni cu ochi alunecat. Vom fi atente să nu sărim niciun ochi. Și vom merge astfel de jur împrejur. Nu vom închide de tot, veți vedea imediat. Cu atenție să prindem felul acesta, unim cele două discuri pe care le-am obținut, pentru că sunt ca două discuri, vor forma căpușorul găinușei. Acest fir îl lăsăm înăuntru, nu ne deranjează cu nimic și vom continua. Vom continua să unim până când ne vor rămâne 5 ochiuri de o parte și de cealaltă. Vă dau un pic găinușa de o parte pentru că îmi dă impresia că nu reușiți să vedeți bine. Alb pe alb. Vom fi atente să numărăm, să ne rămână 5 piciorușe de o parte și 5 de cealaltă. Să vedem, avem 2, 4, 5, așa să mai lucrăm o dată. Așa, acest fir îl punem înăuntru și acum o facem felul următor. În fiecare ochi din rândul anterior vom lucra două piciorușe scurte. Deci vom dubla, astfel că la capătul întregului rând vom avea un număr de 20 de piciorușe scurte. Deci avem aici
continuăm pe partea cealaltă. Acum vom închide rândul cu fir alunecat, cu ochi alunecat, cum doriți să spunem. Așa. Vom avea nevoie de un fir despărțitor pe care îl vom pune aici, unde vom începe un nou rând. Și de această dată vom lucra în felul următor. În primele două piciorușe scurte vom dubla. Deci, în corespondența a două piciorușe, vom obține un număr de 4 piciorușe scurte. Avem 2, deci am făcut prima înmulțire, în al doilea voi mulți din nou, avem 4. Iar în al treilea vom lucra un picioruș scurt, simplu. Vom continua în următoarele două piciorușe, vom înmulți din nou, iar în al treilea vom face un picioruș așa cum se găsește, simplu. Vom continua, în următoarele două vom dubla, aici vom face un picioruș normal, fără, vom înmulți din nou, două ori, picioruș normal, vom repeta din nou, două piciorușe în care vom dubla, vom înmulți. Un picioruș scurt, alte două piciorușe în care vom înmulți, și un picioruș scurt în mod normal. Acum am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide cu picioruș alunecat în felul acesta. Apoi vom trage un pic firul. Vom întoarce lucrul pe partea aceasta. Vom lucra, cum se spune, un pic pe dos, pentru a crea acel model, acel tip de puf. Și voi prinde odată firul pe croșet . Voi lucra unul în corespondența aceluiași ochi, al doilea prindem pe croșet, al treilea prindem pe croșet și al patrulea, deci în corespondența unui ochi vom face aceste patru ochiuri
după care le vom închide în felul acesta și vom face un nod de lanț. Vedeți? Vom continua. Vom lua firul odată pe croșet. Vom sări un nod și vom intra în cel de-al treilea, normal. Deci primul loc și l-am lucrat, al doilea l-am sărit, acum am intrat în cel de-al treilea și voi lucra în mod egal. 1, al doilea, al treilea, al patrulea. Picioruș, le vom închide împreună, voi face un nod de lanț și voi continua în același fel. Voi sări un nod de bază și voi intra în următorul. 1, 2, 3, al patrulea, închid totul, fac un nod de lanț și vedeți că deja modelul a început să se contureze. Eu sper foarte mult că se observă, sper că camera focalizează bine, mă scuzați un pic dacă... Așa, sper că focalizează bine și vom continua să lucrăm în acest mod pe parcursul întregului rând. Deci sărim un ochi de bază din nou și vom intra în următorul, lucrând același număr de 4 piciorușe duble pe care le vom închide toate împreună. Patrulea, acum le voi închide unul de lanț și voi continua astfel până la sfârșitul rândului. Sărim un ochi de bază, intrăm în următorul, al patrulea, te închidem împreună un ochi de lanț și ne deplasăm către următorul. Astfel vom lucra întreg rândul. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns aproape la capătul rândului. Aici vom face ultimul puf. Așa. 1, 2, 3, al patrulea, vom închide, vom face un ochi de lanț și aici, și apoi vom închide aici unde am unit toate ochiurile, deci rândul se va termina aici. Apoi vom trage din nou un pic firul și în spațiu dintre cele două pufuri din rândul pe care abia l-am terminat, vom continua să lucrăm în același mod. Deci 1, 2, 3, al patrulea, acum vom închide împreună, vom face un nod de lanț, luăm firul odată pe croșet și ne vom îndrepta către următorul spațiu
liber de aici. Vom face 1, 2, 3, al patrulea, vom închide, vom face un ochi de lanț și vom continua. Vedeți, deja se formează, se vede bine modelul. Vom continua să lucrăm astfel. Un număr de 3 rânduri. Deci vom avea un total de 4 rânduri lucrate în acest mod. Când vom termina aceste 4 rânduri, ne vom reîntâlni și nu uitați întotdeauna, deci în rândul următor veți lucra în spațiul format de ochiul de lanț. Deci vom avea în total de 4 rânduri. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 4 rânduri. Am ajuns la ultimul punct puf pe care trebuie să-l lucrăm. Și vom face 1, 2, 3, al patrulea, vom închide, vom face un fir, un ochi de lanț, scuzați, și vom închide aici în primul puf de unde am început rândul. Deci am executat cele 4 rânduri de care vă spuneam la început cu punctul puf. Acum, trăgând din nou un pic firul, ne îndreptăm din nou înspre cele două puncte și vom lucra 1, 2, 3, al patrulea picioruș, le vom închide între ele și vom trece în următorul fără să mai facem acel ochi de lanț între ele. Deci vom trece în următorul spațiu, dar fără ochiul de lanț. Și vom lucra în mod egal. 1, 2, 3, al patrulea, vom închide, ne deplasăm către următorul. Deci în acest ultim rând de pus nu vom mai face ochiul de lanț între ele, care le separă. Le vom uni una cu cealaltă. Felul acesta. Asta, trebuie. Continuăm astfel pe parcursul întregului rând. Nu uitați că acest ultim rând de puf va fi executat fără ochiul de lanț care le separă. Iată.
felul acesta. Continuăm. Vom închide și vom continua. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la ultimul puf aici pentru a închide rândul și facem din nou 1, 2, 3, al patrulea picioruș dublu, închidem tot și apoi vom uni aici unde am închis primul punct puf cu picioruș alunecat. Vedeți, aici avem acum destul spațiu chiar pentru a introduce un nou kinder sau un nou normal, un nou vopsit. Așa, următorul lucru pe care îl vom face va fi să punem un punct de un fir de separare și vom executa un rând de piciorușe scurte. Astfel vom crea baza găinușei. 2. Deci în corespondența fiecărui ochi vom face un picioruș scurt. Ne descurcăm. Foarte mult că se vede ceea ce lucrez pentru că am schimbat poziția și modul în care lucram prima. Ajungem și la capătul rândului. Deci foarte ușor. Nu ia mult timp de lucrat această găinușă. Este foarte rapidă de executat. Așa. Am ajuns aici, la capătul rândului. Unim cu fir alunecat, vom tăia, vom scurta firul
firul îl vom ascunde de desubt. Eu fac cu croșetul, dumneavoastră, dacă doriți să-l faceți cu acul. Am spus întotdeauna, eu fac aceste tutoriale în mod demonstrativ. Aleg tutoriale care sunt accesibile și doamnelor nou începătoare. Așa, uitați-vă că corpul găinușei este deja efectuat, l-am lucrat deja. Uitați-vă, vedeți? Acum a venit timpul să punem ochișorii, cred. Dar nu, mai întâi vom face codița. Vom da deoparte găinușa pe care am lucrat-o și vom face codița. Cu alb vom face cercul magic. Vom începe cu un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține loc unui picioruș dublu. 3 ochiuri, deci exact un picioruș dublu, și apoi vom continua să lucrăm alte 11 piciorușe duble, astfel că la sfârșit vom avea un total de 12 piciorușe duble. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Mai numărăm o dată. 2, 4, 6, 8, 10, 12, da. Acum vom închide cercul magic. Vom închide și rândul aici în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat, cu ochi alunecat, și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi, în interiorul aceluiași picioruș vom dubla, vom lucra un al doilea picioruș dublu și astfel vom dubla în fiecare ochi, ajungând la sfârșitul rândului la un număr de 24 de piciorușe duble. 4,
24. Acum vom închide rândul în al treilea ochi din primul picioruș. În felul acesta, vedeți? Iar apoi vom lucra. 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Luăm firul odată pe croșet. Vom sări un ochi de bază și vom intra în următorul. Și vom face un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Sărim un ochi de bază în următorul. Vom lucra din nou un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Sărim un ochi de bază în următorul. Vom lucra un alt picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Am sărit un punct, un ochi, însă am greșit un pic, scuzați, nu am prins bine. Avem acesta, un alt picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. Și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne vom întâlni când vom termina rândul. Am ajuns la capătul rândului. Vom închide rândul aici, în al treilea ochi de lanț din primul picioruș dublu de la capătul acestui rând. Vom trage firul. Îl vom scurta și vom închide acest rând. În felul acesta. Acum vom ascunde firul de desubt. Eu îl ascund cu croșetul, dumneavoastră veți lucra aceasta cu acul. Și vom face în felul următor. Vom adăuga culoarea roșie de această dată. Voi lucra cu roșu și vom continua în acest fel. În primul arc aici vom lucra un picioruș scurt. Voi pune firul în felul acesta. Și voi face un picioruș scurt. Voi lăsa capătul firului, pentru că apoi îl voi, pe măsură ce voi lucra, îl voi ascunde. Așa. Și voi face două piciorușe duble, ținând în același timp și firul aici, pentru a-i da siguranță. Deci două piciorușe duble, apoi din nou un picioruș scurt și vom sări în spațiul următor, iar aici vom lucra din nou un picioruș scurt, două piciorușe duble, un picioruș scurt. Așa, în felul acesta. Continuăm. Vom sări în următorul arc format din cele două
orduri de lanț. Facem un picioruș scurt. Două piciorușe duble. Un picioruș scurt. În felul acesta formăm codița. Apoi vom fi atente să prindem și firul alb pe care l-am tăiat. În felul acesta îi dăm stabilitate. Vom continua în același fel. Lucrând în fiecare arc, un picioruș scurt, două piciorușe duble, un picioruș scurt. Până când, vedeți, vom lucra până la capătul acestui rând. Continuăm. Încet, încet vom ajunge și la sfârșitul. Așa, un picioruș scurt. Nu greșesc, apoi stau știți cum uneori se poate întâmpla și să faci câte o mică greșeală, pentru că așa cum se spune în limba latină, errare umanum est, a greși este uman. Așa și noi, dar încercăm să nu greșim, pentru că apoi vom avea de desfăcut și va fi mult mai dificil. Picioruș scurt, două piciorușe duble, picioruș scurt. Nu știu dacă tinerii din ziua de astăzi mai învață limba latină în școală. Îmi aduc aminte când eram eu la școală, în clasa a șaptea, am făcut ore de limba latină și îmi amintesc foarte bine și de profesoara care ne preda. Chiar dacă au trecut foarte mulți ani, oprim aici unde avem aceste trei spații libere. Deci până aici a fost codița noastră, până aici a fost lucrată. Acum voi scurta firul. Voastră veți face cu acul, pentru că așa cum vă spuneam, tot ceea ce fac este în scop demonstrativ. Aceste capete le vom tăia și capătul de fir roșu de aici, pentru că deja i-am dat stabilitate. Acesta, capetele le vom da deoparte.
așa. Apoi și acest fier de mijloc îl vom ascunde. Nod aici. Așa. Și vom tăia. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Așa cum vă spuneam, am schimbat modul, am schimbat camera în alt mod. Și deci aceasta este codița. Ceea ce vom face acum, înainte de a coase codița, va fi următorul lucru: să facem creasta găinușii și ciocul. Pentru creastă voi folosi din nou culoarea roșie și voi pleca de aici, voi lăsa 1, 2, în al treilea ochi, cum ar veni. Voi intra voi face un picioruș scurt, voi trage firul pentru da stabilitate, îl voi ține aici pentru a-l ascunde. Voi continua prin a lucra. În următorul loc voi face două piciorușe duble. Unu, al doilea. Apoi voi face un picioruș scurt. Mă voi deplasa către următorul ochi și voi face un picioruș scurt. Vedeți? Apoi, în următorul voi face două piciorușe scurte. Scuzați, un picioruș scurt, două piciorușe duble. M-am zăpăcesc, așa. Și un alt picioruș scurt. Apoi mă voi deplasa în următorul ochi, unde voi face un singur picioruș scurt. Apoi, în următorul, voi face două piciorușe duble. Și un picioruș scurt. Cred că am făcut doar un picioruș dublu, da. Așa, iar acum voi face piciorușul scurt. Mă voi deplasa în următorul ochi. Voi face un picioruș scurt. Iar în următorul voi face din nou aceleași două piciorușe duble. Unu, al doilea, un picioruș scurt. Așa. Iar acum vom încheia lucrul.
tăia firul. Voi închide lucrul. Iar acest capăt de fir care a rămas, îl voi ascunde în interiorul căpușorului. Voi trage în interior. Așa, nu mă va deranja apoi cu nimic. Veți vedea și de ce. Apoi, așa, acest mic chiuf îl voi scurta de aici. Asta. Am făcut creasta. Iar acum voi face cioculețul, care îl voi face cu culoarea portocalie. Și acesta este foarte simplu, foarte ușor de făcut. Deci las 1, 2, în al treilea ochi, după ce am făcut creasta, îl face un picioruș scurt. Voi ține firul așa, apoi mă voi deplasa în următorul ochi. Voi face un picioruș scurt, un picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, picioruș dublu înalt, un, doi, închide și voi face un picioruș scurt, după care voi închide totul. Acesta este cioculețul. Doamnele care au mai multă experiență și poate cunosc o altă metodă de a face cioculețul, îl pot face, îl pot explica, pot eu, așa cum vă spuneam și mai devreme, ceea ce fac în mod demonstrativ, mai ales pentru doamnele nou începătoare, și nu complic foarte mult lucrul. Nu complic foarte mult, tocmai pentru faptul că aș dori ca ele și acele doamne nou începătoare să poată lucra aceste mici cadouri, aceste mici frumuseți. Eu întotdeauna le spun frumuseți pentru că îmi plac foarte mult. Tot ceea ce lucrez îmi place. Altfel nu aș lucra. Acum am făcut acest lucru. Următorul pas pe care îl vom face va fi să fixăm codița. Aici vom avea nevoie de acul mare de care vă vorbeam la început. Acul de cu gaură mare cu care se poate lucra firul de lână, pentru că
firul care vom coase este gros. Știți foarte bine că firul de bravo este destul de gros. Acum voi încerca să-l pun în ac, sper să nu dureze o veșnicie, pentru că, așa cum știți, cu ochelari foarte greu reușim să... am reușit. Așa. Întotdeauna capetele de fire care vă rămân, păstrați-le. Din nou mă refer la doamnele începătoare, pentru că avem nevoie de ele în momentul în care vom umple jucăriile noastre. După cum vedeți, am lăsat aceste trei arcuri libere. Voi pune aici în două, să vedem cam unde voi fixa jumătatea. Așa, să fim atente să nu punem pe dos. Cred că aici este perfect. Așa, veți măsura cu atenție. Și apoi încet vom începe să coasem. Vom coase de dedesubt. Vom prinde fiecare fir. Voi face de două ori, pentru că nu vreau să iasă firul. Vedeți? Așa. Și încet voi lucra coase codița. Cred că este prima dată când cos la un lucru pe care îl fac în tutorial. De obicei lipeam întotdeauna. Acum cos pentru că așa trebuie. În felul acesta fixăm codița. Sunt acele vinovate, ori eu, din două una. Așa. Am ajuns și aici la capăt. Vom coase doar partea albă. Așa. Mă voi întoarce. Voi da un pic de siguranță, mai mult, ca să se ultime în felul acesta. Iar apoi, aici, voi face un nod și al doilea, după care voi tăia firul. Acesta este firul cu care am închis rândul. Nu este firul cu care am cusut, este firul cu care am închis ultimul rând al găinușei.
îl voi ascunde și pe el aici dedesubt. Așa. Tare mult, sper să se vadă ceea ce am făcut. Și uitați-vă, găinușa noastră este aproape gata. Acum ce vom face? Pentru a fixa ochișorii în interiorul capului, eu voi introduce o bucățică de melană pentru a-i da o oarecare formă și modul în care ochișorii să se lipească. Dumneavoastră, așa cum spuneam, dacă îi aveți cei cu șurub, îi puteți folosi foarte bine, mai ales dacă doriți să dați această găinușă cadou unui copil. Așa, în felul acesta. Acum eu voi fixa ochișorii. Voi lua lipiciul lichid . Sunt un pic înghețată de frig, pentru că aici la mine este foarte frig. În iarna aceasta s-a schimbat clima. Vom lipi un ochișor de o parte, vom ține un pic presat, așa. Celălalt îl voi lipi de partea aceasta. Apoi, vă mai explic ceva. Dacă vreți ca codița să fie un pic mai lăsată în spate, o puteți face în felul acesta. O puteți aplica un pic în spate. Așa, în felul acesta. Dacă nu, o fixați în felul acesta. Și pentru a o fixa în felul acesta, puteți să-i dați un punct într-o parte și în alta cu culoarea roșie. Apoi, așa cum vă spuneam, dacă doriți să faceți o surpriză la cineva anume, în interior puteți introduce, eu nu am acum pe moment oul potrivit, puteți introduce aici înăuntru un ou sau, dacă nu, foarte simplu, puteți pune un pic de melană, dar ea va sta și fără melană, va sta fixă, va sta în modul corect. Uitați-vă. Aceasta, de exemplu, vedeți, prima pe care am făcut-o este goală, nu este umplută. Aceasta este cea de-a doua, găinușă. Asta am vrut să vă arăt astăzi. Sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat. Vă rog foarte mult să lăsați comentarii pe canalul de YouTube, ceea ce vă place, ceea ce nu vă place. Să dați like, să dați share,
Eu voi răspunde întrebărilor dumneavoastră. De asemenea, mi-ar face mare plăcere să văd că v-a plăcut și să văd lucrările mele pe pagina grupului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o seară plăcută tuturor, vă îmbrățișez cu drag, sunt Tatiana Andrieș și ne vom revedea foarte curând cu un nou tutorial. La revedere!